Franței la Europa FM. Este o vară densă la Europa FM, plină de evenimente, plină de informație, recomandări și invitați. Invitatul nostru este unul dintre cei mai buni jurnaliști din România, care între timp a îmbrățișat o carieră diplomatică, ambasadorul României în Franța, domnul Luca Niculescu. Discuția noastră nu va avea teme politice, nici economice, pomenim întreagă de pandemie, nici nu știu dacă azi mai poți purta o discuție fără să amintești de pandemie și aș vrea ca în momentele următoare să vorbim despre cultură, despre prezența românilor în Franța, despre teme pe care domnul ambasador le amintea adesea când era jurnalist. Domnule ambasador, bună ziua! Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Bună ziua, domnule Mihai Dinu! Mă bucur foarte, foarte tare! Domnule ambasador, știu că iubiți sincer Franța de foarte multă vreme. Cum v-ați descoperit latura francofonă? În primul rând să-i spunem la mulți ani Franței, de ziua ei, de 14 iulie. Vive la France! Care este o zi importantă pentru Franța, pentru Europa și pentru întreaga omenire, pentru că idealurile Revoluției franceze au inspirat și inspiră inclusiv în România sau poate în România chiar mai mult decât în alte țări din această zonă a Europei. În ceea ce mă privește, legătura cu Franța este veche, pentru că am șansa să vin dintr-o familie în care se vorbea limba franceză, în care se vorbea și limba germană. Bunicul, mama, tata vorbeau câteodată în aceste limbi atunci când voiau să ascundă lucruri de noi, de copii, și atunci, evident că asta te face curios și vrei să înveți limba respectivă, deci am încercat și am început să înțeleg unele cuvinte și unele expresii din franceză. Apoi am avut, evident, o altă șansă a unor profesori foarte buni în școala generală și apoi în liceu. Și a mai fost ceva, una dintre bunicile mele, adică mama tatălui meu, trăia în Franța și este o bunică pe care n-am putut să o văd până după 1989, pentru că ea fugise din țară în anii 60, la sfârșitul anii 60, nu se mai întorsese în România, era teamă că va avea probleme dacă se întoarce pentru că plecase ilegal din România, iar tata, care era fiul ei, nu a putut să o vadă timp de peste 20 de ani, pentru că, după cum știm, regimul nu te lăsa să ieși decât în unele condiții, iar dacă aveai rude în străinătate, cu atât mai greu erai lăsat să ieși din țară. Și evident că noi copiii n-am putut să o vedem, nu am putut să o cunoaștem până în 90. Și am descoperit-o pe această bunică, Geti Economu, după 1990. Era o femeie extrem de dinamică, de simpatică, de veselă, de plină de viață și era o bucurie să o văd de fiecare dată. Și așa mi-am petrecut vacanțele din anii 90. În fiecare vară veneam aici la Paris, am venit non-stop până în 2002 când ea s-a stins. Și apoi mai este ceva, domnule Dinu, mai este ceva care explică această francofonie, este ceva care ne leagă împreună, e faptul că am lucrat la un radio francofon la RFI România. Unul dintre cele mai mari radiouri din lume. Da, este un radio cu zeci de milioane de ascultători în lumea întreagă și este un radio foarte bun, face parte din serviciul public francez și, într-adevăr, poate fi captat peste tot în lume. Cât de mult v-a ajutat neutralitatea dumneavoastră jurnalistică în noua meserie? Te ajută pentru că, cred că am mai spus-o odată, diplomația ca și jurnalismul este un sport de contact. Asta pentru că tot s-a încheiat recent campionatul european de fotbal. Pentru că trebuie să-ți placă oamenii, să dorești să interacționezi cu ei, să-i asculți, să-ți expui punctul de vedere cu argumente. Te mai ajută ceva din ce ai învățat, din ce am învățat în practica jurnalistică, te mai ajută faptul că știi să scrii, pentru că diplomații scriu destul de mult, la fel ca jurnaliștii. Sigur, nu mai scriem articole, nu mai scriem papieruri, cum le spuneam la RFI, ci scriem rapoarte, iar cei care le citesc sunt mult mai puțini. În general sunt înalți oficiali ai statului român, dar ce înveți ca jurnalist, ce înveți în școala de jurnalism și apoi în această profesie,
de exemplu, claritatea, sinteza, toate aceste lucruri sunt foarte utile. Discuțiile și demersurile diplomatice pot decurge ca într-un interviu? Acum ce să spun? Depinde de interviu, cred, pentru că una dintre descoperirile, între ghilimele, pe care le-am făcut ca diplomat, este că într-o discuție nu îți întrerupi interlocutorul. Adică lasă să-și ducă ideile până la capăt, să-și termine argumentația și după aceea vine rândul tău, după aceea intervii. Nu-i tai cuvântul, nu profiți de fiecare pauză de respirație ca să spui și tu ceva, cum se întâmplă uneori în jurnalism și cunoaștem unele interviuri de acest tip și e foarte bine că există asta în jurnalism, dar în diplomație lucrurile stau puțin altfel. Evident, dialogul poate fi mai lung, dar când pleci de acolo, când pleci de la o întâlnire diplomatică, trebuie să fii sigur că ai înțeles exact ce a vrut să spună interlocutorul, că ai înțeles toate nuanțele, pentru că uneori lucrurile nu sunt spuse foarte direct și trebuie să fii atent la nuanțe, la subnuanțe, la tonul vocii, la o formulă pe care a spus-o din proprie inițiativă sau ca răspuns la o întrebare. Deci toate aceste lucruri contează și evident este și o formă de politețe să-ți asculți interlocutorul până la capăt. Sunteți de 5 ani la Paris. Cum găsiți relația România-Franța față de momentul preluării mandatului? Relația dintre România și Franța este o relație excelentă și e o relație veche, e o relație densă. Practic, domnule Dinu, nu putem spune că există un domeniu în care să nu existe apropiere între România și Franța. Avem un parteneriat strategic din 2008. Președinții Klaus Iohannis și Emmanuel Macron au semnat o nouă declarație politică prin care întăresc acest parteneriat strategic în 2018. A fost semnată și o nouă foaie de parcurs între cei doi prim-ministri, român și francez, acum câteva luni. Să vă dau un element simbolic, dacă vreți. Prima vizită pe care președintele Emmanuel Macron a făcut-o în străinătate după ce a câștigat alegerile în 2017, a fost în România. Sigur, a existat tradiționala vizită la Berlin, care se întâmplă de fiecare dată, dar imediat după aceea a venit în România. Din toată Europa a ales România. Deci asta arată, simbolurile au o importanță majoră în politică și în diplomație. Ce să mai spun, economic, schimburile noastre comerciale stau foarte bine, erau de aproape 10 miliarde de euro înainte de pandemie, sper să revină repede la acest nivel. A existat apoi acel fabulos sezon România-Franța cu un slogan inspirat, uitați clișeele, nu vă mai gândiți la clișee, pentru că pentru asta au existat echipe solide, atât în România cât și în Franța, care au lucrat la succesul acestui sezon, care pentru România a însemnat o vizibilitate enormă în Franța. Niciodată nu cred că am avut o prezență românească atât de concentrată în doar câteva luni la Paris și nu numai la Paris, pentru că a fost în multe orașe. Am avut, de exemplu, o expoziție de artă bizantină la Louvre, 15 artiști români la Centrul Pompidou, de la Adrian Ghenie, Ciprian Mureșan până la Dan Perjovski. Mircea Cantor și prietenii lui au fost invitați pentru o expoziție foarte, foarte frumoasă la Musée de la Chasse de la Nature. Urșii din Nassau au defilat pe străzile Parisului și, sincer, s-a strâns lumea să-i vadă ca la urs. Expresia de data asta își are tot sensul. A mai fost orchestra de tineret la Filarmonica din Paris, DJ Bog și Le Cercle la noi la ambasadă într-un concert de muzică electro care a fost vizionat apoi pe YouTube de câteva milioane de oameni. Ce să mai spun, a fost economie, a fost gastronomie, a fost dialogul Matisse-Palade dintr-o expoziție pe marginea celebrului tablou La Blouse Roumaine. Au fost sute de evenimente, nu numai în Paris, ci și la Strasbourg, la Lyon, la Marsilia și în multe, multe alte locuri din Franța. Pe scurt, am avut peste 1000 de articole în presă despre România, toate pozitive și știți foarte bine cât de greu e să se scrie despre tine și cât de greu e să se scrie de bine.
Apoi mai există ceva, când vorbești despre relația română-franceză, există această relație extraordinară între oameni, între români și francezi. Și asta nu e o vorbă în vânt, pentru că România este țara europeană, după Germania, cu care Franța are cele mai multe operațiuni de ceea ce se numește de cooperare descentralizată, de înfrățire. Adică orașe și sate din România care au proiecte cu orașe, cu sate, cu comune din Franța. Recent, viceprimarul Parisului a fost la București, se pregătesc și alte vizite. Clujul este înfrățit cu orașul Nantes, Timișoara cu Rueil-Malmaison, lângă Paris, și am zeci de astfel de exemple. Pentru că asta, până la urmă, domnule Dinu, înseamnă întâlniri, înseamnă proiecte, înseamnă schimb de experiențe și, mai mult decât orice a spune, înseamnă legături care se creează între oameni. Domnule ambasador, Parisul este plin de atracții, le știm, și poate multora ni se par clișee. Arcul de Triumf, Muzeul Louvre, Moulin Rouge, Turnul Eiffel. Și totuși, dincolo de ele, cum este o dimineață în care te trezești într-unul dintre cele mai frumoase palate din Paris, iar pe geam se vede Turnul Eiffel? De fapt, în față văd acum un bulevard care câteodată e însorit, câteodată mai puțin, e o stradă foarte frumoasă. Dar e adevărat, Turnul Eiffel se află foarte aproape de ambasada României, e la 6-7 minute de mers pe jos. Și, într-adevăr, din grădină se vede vârful Turnului Eiffel, dacă te duci într-un loc anume în grădină, duc vizitatorii să-l vadă. Iar dacă ne urcăm pe acoperișul ambasadei, vedem focurile de artificii din 14 iulie, ceea ce e splendid pentru că ai impresia că ești chiar lipit de Tour Eiffel. Altfel, ca să vă spun câteva cuvinte despre acest palat pe care România l-a cumpărat în 1939, chiar înainte de al doilea război mondial, a spune că este, și nu o spun numai eu, o spune multă lume, că este una dintre cele mai frumoase clădiri din Paris. A fost creat, a fost imaginat de o femeie, de contesa Martine de Beag, care era foarte bogată și care a avut trei pasiuni în viață: să colecționeze artă, să călătorească și să se înconjoare de artiști. Și asta a făcut toată viața. A colecționat artă, a avut o colecție fabuloasă de pictură, de sculptură, o colecție foarte mare de cărți vechi. A călătorit, de asemenea, foarte mult la bordul iahtului ei și a construit acest palat eclectic, pentru că e un cuvânt care vă place foarte mult, domnule Dinu, un palat eclectic în care fiecare salon este diferit. Într-o parte ai putea să crezi, de exemplu, că ești la Pereș, pentru că este o scară circulară de lemn. În alta găsești un salon rococo foarte tipic pentru Franța secolului al XIX-lea. În altă parte a palatului este un salon de marmură, poți să spui că ești într-un palazzo din Italia. Și în plus, este singura ambasadă din Paris care are un teatru. Un teatru în adevăratul sens al cuvântului, o sală foarte mare, de aproape 250-300 de locuri, o sală de tip bizantin, chiar așa îi se și spune, sala bizantină, în care organizăm, atunci când se poate, atunci când nu este pandemie, organizăm deseori spectacole, proiecții de film și alte evenimente. Trebuie să știu, domnule Dinu, că este o sală istorică. Atunci când a fost terminată, în 1905, era cea mai mare sală de teatru privat din Paris, unde s-au întâmplat lucruri excepționale. A dansat în această sală Isadora Duncan în 1909. Aici a avut loc în primă audiție Requiemul lui Gabriel Fauré. Prin această sală au trecut Marcel Proust, Paul Valéry, care era secretarul particular al Comtesei de Beag, Auguste Rodin, sau mai târziu Brâncuș și Paladi. Dacă dați pe YouTube sau pe Google, Brâncuș și Ienescu, scuze, vreau să spun, dacă dați numele lor pe Google sau pe YouTube, îi veți vedea în această ambasadă în 1946. Deci este statul român a avut, aș spune, un fel de moment de geniu în 1939, atunci când a cumpărat această clădire, acest palat, pentru că este un instrument fantastic de diplomație publică. Și evident că toată lumea vrea să îl descopere, sunt mulți oameni care
în Franța au auzit de ambasada României, vor să vină să o viziteze. Chiar și președintele Emmanuel Macron a trecut pe aici și i-a plăcut foarte mult. Aveți trasee preferate de promenadă în Paris? Atât cât timpul vă permite. Da, da. Cel mai mult aș spune că mă plimb totuși pe aici prin cartier, care este, da, este unul dintre cele mai frumoase din Paris. Este cartierul, înseamnă Champ de Mars, adică în jurul Tour Eiffelului, înseamnă Domul Invalizilor, înseamnă o parte din Cheiul Senei. Și când mă îndepărtez de cartier, îmi place să mă plimb în Marais, care este un cartier vechi situat între primăria Parisului, Place de la Bastille și Republic, sau în cartierul Latin, pe care îl cunoaștem toți și care este atât de atractiv pentru turiști. Dar cred că cel mai mult, de fapt, îmi place să mă plimb prin Montmartre, este poate și cartierul pe care îl cunosc cel mai bine, pentru că atunci când nu eram în această funcție și veneam la Paris, stăteam la un prieten în Montmartre. Merg până acolo cu mașina, cu autobuzul sau cu funicularul, până în vârful Montmartre-ului, acolo unde este Bazilica, Biserica Sacré-Cœur. Stau câteva zeci de minute uitându-mă la cât de frumos e Parisul și apoi cobor pe străduțe, prin locurile pe unde au fost Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Utrillo și atâția alți artiști cunoscuți. Mă mai opresc la Moulin de la Galette sau la Maison Rose, care acum sunt restaurante. Trec pe lângă un cabaret care era tot așa celebru la sfârșitul secolului al XIX, la începutul secolului XX, Le Lapin Agile. Mă mai uit la Vița de Vie din Montmartre, pentru că este singurul loc din Paris în care se produce vin. Sunt o 2 hectare, nu e mult, dar se produce un vin care, sigur, nu este cel mai bun din lume, dar este vin din Paris, din Montmartre. Mă mai opresc în Place des Abbés și apoi mă iau așa tot în jos pe Rue des Martyrs, unde se află și librăria mea preferată, librăria Vendredi, și apoi acolo stau o oră și jumătate de vorbă cu librarul Julien, care cunoaște, ai impresia, cunoaște tot de la el. Am aflat de autori români, de exemplu, citește non-stop și mereu plec cu câteva cărți de la el, istorie, romane, poezie, deci, nu știu, aș spune că pentru mine o dimineață petrecută în Montmartre este dimineața ideală în Paris. Știu că pe lângă atelierul lui Brâncuș sau mormântul lui George Enescu, mai sunt și alte locuri în care au trăit români. Unul dintre ele ar fi casa în care a locuit cuplul Lovinescu-Ierunca. Puteți recomanda în Paris un traseu 100% românesc? Unul ar spune că putem face mai multe trasee 100% românești în Paris. De altfel, când am avut președinția română a Consiliului Uniunii Europene acum 2 ani, am făcut o predare de ștafetă de la colegul austriac la mine. Austria avusese președinția înainte de România și ne-am plimbat împreună, ne-am filmat și apoi am postat acel filmuleț pe rețelele sociale și chiar a fost preluat de unele televiziuni, în care fiecare îi arăta celuilalt lucruri importante cu semnificație pentru țara sa și pentru Europa în Paris. Și am avut multe să ne arătăm și chiar am găsit o clădire comună, clădirea din Montmartre, unde a locuit Tristan Tzara și care fusese creată de Adolf Loos, care este un mare arhitect austriac, inventatorul arhitecturii moderne din Austria. Deci am găsit și acest punct comun. Dar altfel, aș spune că sunt zeci, poate sute de locuri de memorie pentru români aici. Și acum câțiva ani, ca să le concentrăm, am creat împreună cu colegii de la ICR, de la Institutul Cultural Român, și cu niște tineri care lucrează în sectorul IT, am creat o aplicație, ea se numește Celebro, deci poate fi descărcată, și în care sunt marcate locurile pe unde au trecut, pe unde au trăit români. Evident, există Teatrul de la Huchette, în cartierul Latin, acolo de aproximativ 60 de ani, se joacă în fiecare seară Cântăreața Cheală și lecția lui Ionescu. Există statuia lui Eminescu lângă Catedrala Ortodoxă Română, pe strada Jean de Beauvais. Există Place de Fürstenberg, cu celebra fotografie Mircea Eliade, Ionescu și Cioran. Apropo, îl cunosc destul de bine pe fotograf, care mai vine din când în când aici la ambasadă sau mai venea când mai organizam
evenimente. Există, așa cum a spus foarte bine, casa Ierunca Lovinescu, renovată acum câțiva ani de statul român și unde stau în fiecare an acum studenți. Mai există un loc de neratat pentru orice român care trece prin Paris, este atelierul lui Brâncuș, recreat chiar în fața centrului Pompidou, de unde ai impresia că sculptorul a plecat în urmă cu 5 minute. Nu departe de acest atelier găsești statuia lui Celan, inaugurată acum câțiva ani. Mai putem spune de piața Ana de Noailles, există multe plăci comemorative care arată locuri pe unde au stat români și poate ca acțiunea de care sunt cel mai mândru, dacă îmi permiteți această lipsă de modestie, este faptul că am reușit să dăm numele Reginei Maria unei bucăți din Cheiul Senei. Este o porțiune superbă, situată chiar în fața turnului Eiffel. Am lucrat ani de zile împreună cu Primăria Parisului și cu Primăria din Arondismentul 7 și cu șeful grupului de prietenie din Parlamentul francez cu România. Am lucrat de ani de zile pentru ca acest lucru să se poată întâmpla și astăzi unul dintre cele mai frumoase locuri din Paris poartă numele Reginei Maria, deci vă invit și invit pe toți ascultătorii dumneavoastră când trec prin Paris și când trec prin fața turnului Eiffel să facă un pas în spate, un pas în dreapta, în spate, așa cum se uită la turn și acolo vor vedea această bucată de 200 de metri din Cheiul Senei care se numește Comenade de la Reine Marie de Roumanie. Domnule ambasador, știu că sunteți un mare amator de muzică și în special de cea rock. Cum la Europa FM este vara recomandărilor, care este albumul muzical pe care l-ați împărțit cu ascultătorii noștri? Este poate cea mai grea întrebare din această discuție pe care o avem, pentru că e atât de multă muzică bună în lume și dacă îmi permiteți, o să trișez puțin și o să propun o compilație. Bun. O coloană sonoră, nu știu dacă e voie, dar este pe orice. O coloană sonoră dintr-un film de acum vreo 10 ani, care ne-a plăcut amândurora pentru că vorbește și despre pasiunea noastră comună pentru radio. Nu știu care este titlul în română. În engleză se numește filmul The Boat That Rocked. Este despre un radio pirat situat pe un vapor lângă Marea Britanie la sfârșitul anilor 60 și pe coloana sonoră acestui film, care a apărut în două discuri, găsești muzică formidabilă, The Turtles, Cat Stevens, David Bowie, The Kinks, The Moody Blues, The Who, Cream, Otis Redding. Este poate perioada în care s-a făcut cea mai bună muzică, dar nu-mi permit să spun asta în fața unui specialist ca Mihai Dinu. Și care este una dintre cele mai bune compilații acelei perioade muzicale. Însă aș vrea să ating ușor tangențial un alt aspect. Dumneavoastră sunteți unul dintre puținii români care a reușit să vadă Pink Floyd în concert live. Și lucrul ăsta s-a întâmplat acum 30 și... Nu, încă nu sunt 30 de ani. Nu, încă nu sunt 30. 27? S-a întâmplat în 1994 la Chantilly, când erau în turneul de promovare al Division Bell. Cum s-a simțit experiența aia? Adică poate fi redată în câteva cuvinte. Da. Trebuie, ca întotdeauna, lucrurile, evenimentele, sentimentele trebuie puse în context. Încă o dată suntem în 1994, eram tânăr, aveam 23 de ani, ieșiserăm de curând din perioada comunistă, deci nu aveam obișnuința concertelor. Acum trupele mari vin la București, toate vin la București, atunci se opreau, dacă se opreau, se opreau la Budapesta și mergeam la Budapesta ca să mai vedem. Acum se întâmplase să fiu în acea vară la Paris, la bunica mea, am aflat de concert. Țin minte că am economisit ceva, că erau destul de scumpe biletele, apoi am mers cu niște prieteni, am luat trenulețul, îmi amintesc încă destul de bine. Am luat trenulețul până la Chantilly, pe hipodromul de acolo a fost concertul, iar
Pink Floyd este poate cea mai mare trupă din lume și să îi vezi, să auzi cum începe concertul, să recunoști primele acorduri de la Shine on Your Crazy Diamonds, să vezi acel extraordinar spectacol de sunet și lumină, să plouă torențial chiar la un moment dat, dar să nu te ascunzi de ploaie pentru că tu vrei să stai acolo să-i vezi și a fost un concert foarte bun. Sigur, au fost multe piese de pe Division Bell, dar au fost multe piese și de pe Dark Side of the Moon. A fost, l-au cântat chiar integral. Da. În acel turneu. Deci a fost extraordinar, adică zile și zile întregi m-am gândit la asta. Evident, aveam și disputele de care existau atunci când între inițiați, că cânta David Gilmour, nu mai era Roger Waters, era primul sau al doilea disc fără Roger Waters, după Momentary Lapse of Reason, dar mai existau și de acele discuții, cum ar fi fost, dacă ar fi fost și Roger Waters, dar dincolo de asta a fost un moment unic și iată că 27 de ani mai târziu, când vorbim despre el, încă am pielea așa, o simt că adică simt senzații și frisoane pe piele pentru că mi-amintesc de acel moment fantastic, acel concert al lui Pink Floyd la Chantilly. Acel tip de întrebare, cum ar fi fost dacă era Roger Waters sau cum ne puneam când eram tineri întrebările, Judas Priest sau Iron Maiden, Metallica? Exista, da, erau, e un fel ca un fel de chestionare al lui Bernard Pivot, nu? Judas Priest sau Iron Maiden, The Black Sabbath cu Ozzy sau cu Dio, erau Deep Purple cu David Coverdale sau Ian Gillan, deci și petreceam ore și ore întregi, fiecare cu argumentele lui, de ce unul este mai bun decât celălalt. Evident, nu ne convingeam niciodată, evident, rămâneam cu aceleași impresii, dar ce discuții frumoase. Iată că se făcea debate și pe vremea noastră. Da, erau, poate așa am învățat debate-ul, pentru că nu existau în anii, la sfârșitul anilor 80, nu existau lecții de comunicare la școală, nu ne învăța nimeni cum să dialogăm în contradictoriu, dar o făceam foarte mult în timpul liber și, cum spuneam, fiecare cu argumente, toate extrem de pertinente, nu-i așa? Domnule ambasador, rigoarea jurnalistică v-a învățat să spuneți mult în cuvinte puține. Care este cea mai scurtă descriere pe care o puteți face Parisului? Nici asta nu este o întrebare ușoară, pentru că Parisul e atât de vast și are atâtea fațete și are atâtea straturi. Dacă îmi permiteți, o să trișesc puțin, o să folosesc două citate. O să zic ceva din Hemingway, care a scris, care a trăit aici și a scris cu multă vitalitate despre Paris și el spunea ceva de genul: dacă ai locuit de tânăr la Paris sau dacă ai locuit atunci când erai tânăr la Paris, oriunde vei merge în lumea asta, vei păstra Parisul în tine, pentru că Parisul este o sărbătoare. Și mai am un alt citat din Emil Cioran, care a apărut recent într-o colecție de benzi desenate, într-o carte de benzi desenate cu aforismele lui și într-unul din ele sună cam așa: nu putem trăi decât la Paris, pentru că este singurul loc în care merită să îți ratezi viața. Eu n-aș spune chiar așa, spune că este o experiență extraordinară să poți trăi la Paris și pentru mine Parisul este un oraș lume. Domnule ambasador Luca Niculescu, vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc, domnule Dinu, dumneavoastră și ascultătorilor care ne ascultă. Ziua Franței la Europa FM.